Procesul penal pentru accidentul făcut de George Simion a fost redeschis. Decizia a fost luată de un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație. Vă reamintim că liderul AUR a comis un accident în 1 aprilie, iar Simion a susținut că nu a știut că are permisul suspendat. N-aveți voie înăuntru. E proprietate privată. Nu aveți voie înăuntru. Băi, are imunitate. Epopeea permisului lui George Simion continuă. Un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis redeschiderea dosarului penal legat de accidentul liderului AUR. În luna aprilie, Simion a lovit cu mașina un om și poliția susține că i-a suspendat permisul. Liderul AUR a pretins că nu a fost înștiințat de acest lucru. În urmă cu 2 săptămâni, el a intrat în conflict cu poliția după ce a venit cu mașina la un protest în Piața Victoriei. Ce căutați voi aici? Nu vă rușine! Este spațiu public. N-aveți pic de rușine! Este spațiu public. N-aveți pic de rușine! Noi v-am vorbit respectuos. Și așa, plecați de aici. Plecați de aici. Noi v-am vorbit respectuos. Care mai rostul? Plecați de aici! Plecați de aici! Plecați de aici! Poliția interveniți! Plecați de aici! Plecați de aici! Aoleu! Luați mâna de pe mine! Luați mâna de pe mine! În timpul accidentului provocat în luna aprilie de Simion, o persoană ar fi fost rănită. Dosarul penal fusese inițial clasat pentru că victima nu a depus plângere.